Compania Coatim a fost prezentă în acest an școlar în peste 25 de unități de învățământ din Timișoara, Buzia și Deta Giroc și Moșnița Noua, unde a desfășurat cu succes mini-cursurile interactive de educație ecologică cu tema APA, Aqua Kids pentru elevii din ciclul primar și Aqua Teens pentru elevii din ciclul gimnazial. Nu au fost uitat nici copiii din învățământul preșcolar. Pentru aceștia, explicațiile au fost adaptate nivelului lor de înțelegere. Peste 1250 de elevi au participat la aceste activități desfășurate în școli și grădinițe. Aceștia s-au familiarizat cu specificul activității companiei. Accentul a fost pus pe învățarea două sintagme al căror înțeles este de o importanță deosebită pentru traiul în comunitate. Apa este viață și canalizarea nu este coș de gunoi. Sperăm ca elevii să respecte cele învățate și să transmită mai departe cunoștințele dobândite, astfel încât demersul educativ inițiat de compania Aquatim să aibă impact la nivelul comunității locale, transmit reprezentanții Aquatim.